Bună dimineața, dragii mei! Astăzi am să fac o etalare în trei variante pentru surprizele zilei. Văd că se grăbesc aici la voi niște gânduri, niște idei, dar aceste idei, pentru aceste idei, orică cineva vă urmărește, atenție că puteți avea de-a face cu o persoană falsă, mincinoasă, un trădător, un speculant, o persoană care vrea să îmbogățească pe spinarea altora, așadar mai atenție cu ideile voastre, că parcă vrea să vi le folosească, să se îmbogățească, fie că voi aveți de-a face cu o persoană care... I-a venit o idee unei persoane care nu este de încredere, o persoană care vă minte, vă înșală, stă cineva și gândește ceva, stă cineva pe gânduri pentru a putea, să zic așa, folosi pe altcineva sau a câștiga niște bani dintr-o situație. Așadar, atenție cu cine aveți de-a face aici astăzi. E un bărbat, poate, din zodie de pământ. E o persoană, poate, cu care afaceri în comerț imobiliare. E o persoană mai materialistă, în orice caz. Deci, astăzi, atenție la înșelătorii legate de și de muncă, dar și de bunuri, de comerț. Haideți să vedem așa. Dar dacă doriți să aflați cum va fi această zi, care sunt energiile, surprizele acestei zile, vă invit să mă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele verde, albă sau roz. Gândindu-vă la ce vă doriți voi, cum doriți voi să fie această zi și să vedem ce vă va dezvălui oracolul, ce vă pot spune din ceea ce văd în aceste cărți speciale de oracol. Deci verde prima, alba a doua, roza a treia. Și o să încep cu prima variantă. Varianta cu piatra verde, să vedem așadar care sunt astăzi surprizele, reușitele. Bani, să știți, gânduri. Deci, oricum veți avea vreo idee sau pentru ideile voastre vă pot veni niște bani, niște câștiguri, niște cadouri, niște propuneri de afaceri, poate chiar de la drum unii dintre voi sau voi sunteți pe gânduri pentru a pleca la drum, pentru a face o călătorie undeva. Poate chiar în străinătate, orică vă vin vești din străinătate care vă pun pe gânduri, orică vă gândiți să plecați în străinătate. Să faceți o călătorie mai lungă. Wow! Foarte frumos! Astăzi veți avea mai multă energie, mai mult entuziasm. Poate și pentru că sunteți îndrăgostiți, aici mi-apare un bărbat și o femeie, poate să fie vorba că vă îndrăgostiți de cineva cu haină de stat. Îmi pare aici o persoană care are uniformă, deci uniforma de stat, nu neapărat că este polițist, jandarm, poate să fie și cu altă funcție în stat, cu altă job la stat. Da? Deci îmi pare mie aici o persoană care vă dă energie, dar poate să fie și o persoană puțin mai agresivă sau care are niște secrete, nu vă spune tot, nu vă spune intențiile. Cu toate că vă poate aduce niște avantaje. Poate cineva care va lua inițiativa să vă propună o relație sau să vă cunoască, vrea să vă cunoască. Sau vă avantajează pe voi că lucrați la stat, poate și acest lucru. Văd aici că vă apare și o amantă, o îndrăgostită. Oricare amant acest bărbat, orică voi veți fi amanta unui bărbat care poate o să vedem dacă este vorba de un bărbat. Aflați ceva, deci legat și de o dragoste de o amantă. Și văd că vă vin și bani. Poate unora dintre voi vă vin niște bani din trecut, niște bani pe care i-ați muncit, niște datorii, puteți recupera poate niște bani sau vă vin pur și simplu niște bani, câștiguri noi. Deci apar vești de câștiguri astăzi, vești de noutăți de câștiguri. Sau sunteți o persoană voi iubită de persoane cu haină de stat, chiar dacă sunt niște întârzieri, niște obstacole pentru câștigurile voastre, câștigurile vor veni. Poate să fie și o astfel de, deci una din aceste situații, vă puteți regăsi. Exact, uite ce reușite. Poate să aibă legătură și cu țara. Deci poate unii încă de ce aveți și călătoria. Poate e vorba și de vești din străinătate, de la cineva cu haină de stat care vă iubește, care vă vrea să vă aducă. Exact, uite ce frumos. Deci apare îndrăgostit. Azi vă puteți îndrăgosti sau veți avea vești de la persoana iubită.
Da? Deci aflați ceva, câștiguri la, la joc. Deci vă vin bani astea, vă vin vești, poate chiar de la persoana iubită sau de la cineva care vă iubește. Poate să fie partenerul sau copilul, poate să fie un bărbat îndrăgostit. Nu neapărat că e partenerul vostru, poate să fie îndrăgostit și copilul vostru. Și vă dă vești bune, apar noutăți. Unii dintre voi chiar vă îndrăgostiți, sunteți îndrăgostiți poate și de munca voastră. Am văzut că stați pe gânduri, deci din tăiere, poate că vă vine vreo idee care vă face plăcere, care vă dă satisfacții, pentru că văd că veți avea câștiguri. Deci asta este o zi de surprize în care dragostea plutește în aer, veți fi mai iubite sau veți iubi mai mult voi, vă veți îndrăgosti, apare un succes. Da, apare un succes. Poate vă recuperați o iubire, vă recuperați niște bani, apar niște noutăți de câștiguri, dar totuși atenție pe câștiguri să nu îi cheltuiți mai mult, să nu jucați prea mult la loto, spre exemplu, sau să nu investiți prea mult, să cheltuiți prea mult. Păstrați-vă norocul că apar câștiguri, dar văd că poate apărea și pierderi, deci dacă nu sunteți, poate aceea trebuie să fiți mai înțelepți, să stați pe gânduri înainte, să reflectați înainte de la o decizie, poate de a face niște investiții sau de a face niște cheltuieli prea mari, da, așteptați întâi vești mai bune, vești mai să se lumineze niște situații la voi, să se poate lumina o situație, vă puteți îndeplini un vis, unele dintre voi sau veți afla vești de niște lucruri care vă fac mare plăcere. Da? Deci pare că sunteți iubiți, iubite, apare dragoste. Chiar dacă pot apărea mici întârzieri, ele până la urmă se rezolvă. Am să vă spun și numerele la loterie, dacă doriți să jucați la loto, pentru că văd că sunt niște numere aici și văd că v-a apărut și câștigurile și banii, deci puteți avea câștiguri 12, 22, 59, 14, 21, 77, 7, 17, 25, 2, 21, 75, 7, 43, 58, 16, 36, 59. Mai sunt 49, 12, 6, 10, 11, 14. Deci văd aici că apar aceste situații. Puteți avea de-a face cu persoană care are undeva în vârsta de 49 de ani, 49, 59, văd aici vârste de acest gen. Cu cine aveți de-a face astăzi? Sau 43, 58. Mai văd persoane de vârsta aceasta, 36-59, iară să repetă. Deci acestea sunt vârstele persoanelor și totuși mai apare și o tânără. Poate să fie vorba de o persoană tânără trecută de 21 de ani, 21-25, mai văd aici. Da, poate să apară... Cam asta este ce văd pentru voi. Și haideți să vedem și la varianta cu piatra albă. Vedem la voi. Voi, aici, poate unii dintre voi primiți niște vești de un eveniment. Aveți vreo ceva de sărbătorit. Poate apare și o împăcare, o dragoste, în orice caz apare. Apare un ajutor, un sprijin, dar și niște bârfe, totuși. Să vedem. Wow, foarte frumos! Vă vin niște daruri, niște cadouri, niște propuneri de câștiguri aici. Văd un câștig la joc, poate chiar la loterie sau motive de bucurie. Puteți avea niște câștiguri la loterie sau vă face cineva un cadou. Mai văd aici și o persoană singură. Totuși, atenție să nu vă rămâneți singur, să nu vă certați, să nu vă despărțiți de cineva. Apare o singurătate sau veți afla de vreo văduvie, de vreo singurătate. Poate că veți afla acest lucru, dar văd că aveți în orice caz niște propuneri de afaceri, poate chiar de servici, sau poate că veți primi propunere să lucrați pentru cineva care e singur, o persoană singură, da? Poate și acest lucru, o să vedem. Primiți un ajutor, să știți, deci veți primi un sprijin, un dar, un cadou, exact, ia uite ce frumos, bani, veți avea un câștig pe neașteptate.
Deci, orică vă ajută o femeie, vă spune ceva, orică un bărbat, deci o femeie și un bărbat vor juca un rol important aici pentru voi, veți avea de-a face și cu o persoană care vorbește mult. Atenție totuși pe bârfe, atenție cu cine vorbiți, că apar și aveți de-a face poate cu o persoană care e mai vorbăreață, mai bârfitoare, așa, dar pare că totuși va duce niște câștiguri aici. Veți avea niște, poate să vă evoluați o persoană mai ambițioasă sau voi veți, dacă aveți ambiție, determinare, puteți să aveți niște câștiguri. Să găsiți de muncă, vă apar niște propuneri, deci de câștiguri, de niște cadouri, pentru unele dintre voi puteți primi cadouri poate chiar de la persoana iubită, păreți că totuși, chiar dacă poate să fie o persoană care nu e întotdeauna sinceră cu voi, dar vă mai face daruri ca să vă mai închidă gura, cum se spune. Deci pare așa o situație în care voi pare că la servici puteți avea parte de bârfă, dar și de câștiguri, da? Totuși la servici, dacă sunteți, fiți mai prudenți, că acolo poate să apară o... cineva care nu e tocmai sincer, sau aveți de-a face cu o femeie care nu e tocmai sinceră, dar totuși va duce câștiguri, va duce bani. Deci vă văd aici astăzi cu motive de bucurie, chiar la joc de noroc jucați și voi, că văd că apare câștiguri la joc. Deci posibil pentru unii dintre voi să aveți câștiguri la joc. Am să vă spun și vouă numerele norocoase, așadar să vedem 1362, 76, 39, 72, 75, 36, 60, 69, 3, 24, 63, 22, 37, 40, 42, 57, 75, 16, 35, 42, 36, 25, 31. Mai văd aici că aveți niște vârste, 39, 72, 75, mai aveți 60, 36 vârste. 36, 24, acestea sunt vârste cu persoane cu care voi veți avea de-a face, 57, 42, 37, 22, 40. Puteți avea de-a face cu persoane așadar de aceste vârste. Astăzi, care pentru voi aduc vești, bucurie, bârfe, sunt așa, o zi așa cu discuții, poate care le aveți voi și legate de bani. Unul dintre voi poate cereți un împrumut undeva și îl puteți obține, poate chiar mai mult decât v-ați aștepta sau chiar nu vă aștepta să vă dea. M-ar veni, vă duceți și zice, hai să încerc, dar nu aveți speranțe și când colo chiar vă dă banii. Deci, pentru că pare aici că puteți avea pe neașteptate o mare bucurie legată de câștiguri de bani. Așadar, și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roz. Deci este o zi bună, asta se pare o zi pentru bani, de câștiguri. Este o zi în care banii joacă un rol important. La voi se grăbește o tânără, poate și o nouă cunoștință, aceste noi cunoștințe. Dar și o hoție, o înșelătorie, o mai multă prudență cu anturajul, cineva e fals, sau atenție cu sănătatea. Dragoste, sunteți cam neliniștite, poate unele dintre voi, legat de o dragoste, de cam visătoare, poate sunteți îndrăgostite, da, sunteți puțin cam visătoare, dar și neliniștite, nu știți dacă primiți veștile care le așteptați voi în dragoste sau... ce se întâmplă cu persoana iubită în dragoste, dacă vă iubește cum o iubiți voi sau nu, poate și la voi bani. Extraordinar, astăzi este o zi de bani, să știți. Deci astăzi este o zi de bani, toate variantele au avut cărți pentru bani și vă iau de bani aici cât sunt. Deci vă vin bani din munca voastră, bani, vin câștiguri pentru voi, vin bani din trecut. Deci poate vă recuperați ceva din trecut sau vă vine salariul sau vă vine pensia sau vă vine ce ați muncit voi. Da, niște bani din trecutul vostru, apar niște recompense, se face dreptate poate pentru unii dintre voi, puteți recupera așadar niște bani. Văd că apar noutăți de un copil sau apar niște noutăți de a face ceva, o afacere care să vă aducă bani. Poate datorită experienței voastre din trecut, investițiilor voastre din trecut, acum puneți în valoare, vă faceți o afacere și... va duce bani, câștiguri, apar noutăți pentru voi astăzi, motive de bucurie sau noi cunoștințe pot apărea, da? Pot apărea sau vestea de un copil, pentru voi e un motiv de bucurie. Apare, pentru unii dintre voi apare poate și o criză în relația de cuplu, dar care poate duce până la urmă la motiv de bucurie. Pentru unele dintre voi, unii dintre voi, poate să apară și o moștenire, că vă vin banii dintr-o moștenire, vi se dă dreptate într-o moștenire.
văd aici un văduv, da? Deci cineva care trece pentru o văduvie și văd banii și atunci poate să vă vină bani din partea unei persoane văduve, unei persoane singure, sau pentru alții poate să fie că în discuțiile care le-ați avut cu o persoană de care v-ați despărțit din cauza unor gelozie, unor invidii, poate să apară motive de bucurie, de împăcare, dar totuși se cere să nu fiți prea naivi, că aveți pe cineva care vă urmărește, cineva dușmănos în această relație. Pentru alții, am zis, apare, poate chiar așa cum ai și din tere, o stare de îndrăgosteală, vă îndrăgostiți, apare un amant. Sau poate că voi, unele dintre voi, aveți și soț și amant și vă decide să vă despărțiți de soț, spre exemplu. Poate să fie și o astfel de situație. Mi s-a desfăcut lumina, am pus aici o... o sursă de lumină mai deasupra și văd că era să se desprindă, că nu am fixat-o cum trebuie, dar n-a căzut, e bine. Așadar, se face mai multă lumină într-o situație la voi, puteți să interpretați așa această situație. Deci se va face lumină într-o situație la voi, pare că veți avea motive de bucurie, apare o noutate, apare un copil, apare o nouă relație pentru unii dintre voi, dar poate pentru altele poate să apară și o rivalitate. Aflați că mai există cineva, că vă urmărește cineva, că vă invidiază cineva, că vă gelozește cineva. Poate pentru câștigurile voastre, pentru dragostea voastră, pentru frumusețea voastră, pentru că vă văd aici pe unul dintre voi, vă veți ocupa poate mai mult de frumusețe. Vă puneți, nu știu, vă faceți părul, vă faceți unghiile, vă puneți mai mult în evidență, în valoare, poate și pentru că sunteți îndrăgostiți sau ca să atrageți atenția unei persoane și o puteți atrage, care aici ai un bărbat îndrăgostit, puteți primi vești de dragoste, dar puteți strâni și invidia, gelozia unei persoane singure, de care poate v-ați despărțit, sau e o persoană pur și simplu mai singură și mai geloasă, mai invidioasă, vrea și ea să fie cu voi și nu, dacă vede că aveți pe altcineva invidioasă și geloasă, vă urmărește, poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, văd că e o zi în care banii vor juca un rol important, deci puteți avea câștiguri de bani astăzi. Și veștile acestea de copil, deci poate apărea o moștenire, poate, pentru că am zis, pentru unii poate e vorba de o moștenire. Fie că e vorba de o pensie pentru copil, fie vorba de o moștenire care apare din trecutul vostru sau vă vin niște bani din trecut de pe urma unor activități, munci sau ceva ce aveți de voi recupera de la firmă, de la stat, de la cineva. Văd aici numere pentru voi, o să vi le spun numere la loto, pentru că tot e zi de câștiguri și poate aveți noroc la loto dacă veți juca la los sau la orice alt joc. 7, 17, 25, 1, 11, 70, 17, 78, 81, 36, 60, 69, 9, 51, 80, 7, 43, 58, 6, 20, 29, 42, 47, 11. Văd aici că aveți de-a face cu persoane de vârste 43, 58, 51, 36, 25, da, sunt aceste persoane și mai în vârstă chiar, sunt persoane și mai în vârstă, între 69-81 de ani văd aici că mai sunt vârste, deci pot fi persoana văduvă, spre exemplu, singură, poate să fie, sau cea care vă spionează, aici pare că puteți fi cam hărțuite unele dintre voi legat de o dragoste, sau pentru a face, a avea o relație cu cineva, cineva vă hărțuiește, poate să fie și o astfel de situație, pe surpriză. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, așadar, cu piatra roz. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă vor fi de folos și că ziua de astăzi pentru toată lumea va fi excelentă, plină de iubire, împărtășite, relații prietenoase, câștiguri, succes și multă sănătate, vă doresc din toată inima la toată lumea, vouă și tuturor celor dragi vouă, și vă mulțumesc așadar și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!